I-am întors din drum, doamnelor și domnilor, pentru că în spatele acestor minute de grație se ascund zile, săptămâni, luni și ani de efort, de muncă și le mulțumesc Mara Boiată, Matea Dogaru și Tudor Mancaș. Și ferește, doamne profesoare, Simona Baicu, sub coordonarea căreia acești copii minunați au dansat pentru dumneavoastră. Haideți că se poate și mai bine. Încep să simt spiritul căciunului și vă mulțumesc, le mulțumesc și lor. O să ne reîntâlnim peste câteva minute. Iar acum trecem la un alt moment al acestei serii, despre care două vorbe aș vrea să vă spun. Înainte de toate, profesorul Gheorghe Gozar este pentru mine și pentru mulți dintre noi o instituție. Este omul care s-a zidit în ceea ce înseamnă corala Armonia, o corală înființată în 1971 de profesorul Ion Bănică. N-are rost să vă plictisesc eu acum spunându-vă la câte zeci de festivaluri au participat, câte premii au obținut, pe câte scene din țară și din străinătate au cântat. Eu aș zice să-i ascultăm interpretând celebrul vals numărul 2 de Dmitri Șostakovici.